Hey, what the fuck is up? Eu sunt Maya și azi am furat vlogul Andrei. I got that new drip, shoot a pop out with the pool stick. F'n and Draco extended 30 and it's sent on my hip. 35,000 for the brand new Rolly wrist. Bust out my wrist, I flex like WrestleMania. I just might go take that jet to Australia. Young Draco nigga, know I'm international. Pull up a server, paint, know that no taxing them. Dă-te tu de acolo. Hey, what the fuck is up? Eu sunt Maya și azi am furat vlogul Andrei. Psych, de fapt nu mi-a furat niciun vlog. Hey, what the fuck is up? Ce faceți, prieteni? Noi am ajuns în Miami aseară. În sfârșit. După 2 ore în care am stat în avion, gen n-am stat, au avut delay avionul și n-am stat în aeroport, am stat legit în avion 2 ore. Pentru că fără apă, fără aer condiționat. Da, chiar. Mereu mă plâng de aer condiționat din avionul, din avionul ăsta transatlantice, dar de fapt în ăsta era prea cald. Nu mai puteai să stai de cald. Erau condiții de vreme nefavorabile, că a fost furtuna înainte să plecăm și de asta au plecat avionul. Deci am ajuns cu întârziere în Miami, în loc să ajungem la 11, am ajuns la 1 și ceva. Și am venit cu Uber-ul până acasă. Noi nu stăm chiar în Miami, stăm în Hollywood, ca și cum cine din Sibiu știe unde e Shelimber-ul, ca și cum ai sta în Sibiu și după aia e Shelimber-ul, cam așa ceva. Hollywood de Miami, faci cam 20 ceva de minute până aici cu mașina. Deci da. Acum suntem în Hollywood, aici suntem doar noi două și astăzi o să înceapă cu vlogul ăsta, de fapt încep aventurile mele și al lui Maya, doar noi două Miami, pentru că acum suntem doar noi două. O să facem multe prostii pe aici. Deci da, astăzi trebuie să mergem să cumpărăm mâncare, pentru că nu avem nimic de mâncat și afară îi, nu știu dacă se vede, dar îi destul de norat, deci mergem numai mai târziu la piscină. Acum mergem să luăm de mâncare și o să vă luăm cu noi în primul vlog din Miami. Și acum hai să facem un house tour. Prezintă, asta e casa în care noi stăm. Și încep cu intrarea. O să vă arăt în mare casa, că doar nu o să intru, o să vă arăt toate detaliile. Deci pe aici acum intri în casă așa. Intri și aici e bucătăria. Aici e o bucătărie gen din astea, cum vedeți voi în filmele americane, gen așa, știți, să se aibă, da, deschidere din asta. Da, încolo e masa. Și după dacă mergem aici, acolo e baia, mă rog, nu vă arăt și baia, aici e un dulap în care pui chestii. Și am ajuns aici în camera asta altă, unde este o canapea. Ăla e un geam și o masă, unde mâncăm noi și aducem mâncarea de acolo și mâncăm aici. Și după aia, cum se numește asta, e garsonieră? Dacă are numai o cameră? Nu, apartament cu o cameră. Mă rog. La ei o cameră înseamnă dormitor plus camera de zi cu bucătăria, open space. Înseamnă o cameră aici. Asta e o cameră. Pentru cine știe vlogurile mele de anul trecut, știe că aici, fix în locul ăsta, am filmat un make-up tutorial, de fapt testam o paletă de machiaj și eram fix aici în locul ăsta și anul trecut eu și cu Andrei stăteam în patul ăsta, eu stăteam aici și Andrei acolo și acum eu nu mai stau. Acum nu mai e copilul. Da. Și da, asta e camera. Aici e pat. Aici îi... Dă-te! Oglinda în care eu îmi fac poze mereu. Probabil știți locul ăsta de pe Instagram. Și aici e o altă oglindă în care eu îmi fac poze. Foarte frumii AF. Și așa se vede afară. O să vă arăt și cum se vede piscina și așa, gen, că ăsta e un... Și acolo e baia. Și aici e... Și aici e un dressing și aici e o baie, alta, nu cealaltă de dincolo. Și da, și aici mai făceam eu poze în oglinda asta și videoclipuri pe Musical.ly, că pe vremea era Musical.ly. Nu arăt dressing-ul că nu-mi place. Bă, stai. Uitați, aici mi-am aranjat eu frumos toate hainele în dressing, frumos. Și când mă mut la casa mea, eu n-o să am dulap cum au toți. Deci aseară am venit cu Uber-ul din Miami. Noroc cu Andreea, care e cea mai mare descurcăreață din lume. Normal. Care a găsit un Uber și o femeie faină, o doamnă, cum se cade. Și conducea frumoasă. Bine, oprea la fiecare stop, indiferent când venea mașina sau nu. Exact. Oprea la fiecare stop posibil. Oprea la fiecare stop, indiferent că venea mașina sau nu, era stop, pauză. Ea oprea foarte frumos. Și era din Colombia. Nissan alb. Din da. Colombia. 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 Care din Colombia. Că
Când ne-a spus, când noi am spus că nu știam care e faza cu plătim cu cash sau cu cardul și i-am spus că în România poți plăte și cu cardul și cu cash, depinde cum vrei, și au spus că și în Colombia la fel poți plăte și cu cash. Așa am aflat că e din Colombia, dar am văzut că avea accent când vorbea și se vedea că era din America Latină, într-o țară latină, pentru că se vedea după cum vorbea și așa, după accent, și se vedea că vorbea și în spaniolă. Da. Și am venit până în fața casei. Ne-a lăsat aici, bineînțeles, pe la 1:30, cred că 2, cred că cam așa am ajuns. Dacă te trezești de vreme, nu dacă mergi la 12, dacă mergi pe la 9-10, cam așa vezi igoanele cum stau la plajă și ele. Ei, dimineața pe la 9, dacă te duci la piscină, trebuie să hârși igoanele ca să poți să stai și tu. O să vă arătăm mâine dimineață că probabil vlogul ăsta o să fie postat mai încolo, pentru că sunt super late cu alte vloguri, trebuie să postez încă 2 vloguri din New York și după aia o să fie postat ăsta, deci dacă o să am timp astăzi, astăzi clar editez un vlog și îl postez mâine. Și mâine dimineață când ne trezim mergem la piscină să arătăm igoanele. Prieteni, am făcut switch de la cameră la telefon, că mă uitam să iau camera cu mine. Și acum suntem în drum spre Walmart și mergem pe jos ca proastele, pentru că la cineva e frică să conducă o mașină pe aici. Dacă aveam carnetul, o conduceam eu. Da, am numai sala, așa că trebuie să mai dau orașul. Și acum ne-a prins ploaia. Nu știu dacă se vede pe cameră, dar plouă și stăm sub un palmier ca să nu mai plouă de tare, ca să mergem în continuare. Și mi-am murdărit păpucii, aparent. O să mergem la Walmart, o să luăm chestii și o să ne întoarcem cu Uber înapoi. Dar acum mai avem cam un sfert din drum. Cred că mai... nu, un sfert din drum. Și ajungem și plouă. Wow! Am uitat să revin cu un update de mult timp, am ajuns de mult aici, doar că am fost la un magazin cu chestii de $1 și am luat o grămadă de chestii, că acolo sunt în coșul de Walmart, acum suntem în Walmart să luăm ce mai trebuie și efectiv la magazin la tot ce e $1, adică fiecare suc pe care le iei $1, fiecare apă, fiecare box de apă, orice chestie e $1. Mi-am luat 3 vate pe băți, pentru că probabil ați văzut pe Instagram că mănânc vate pe băți în fiecare zi, că e preferata mea. Și acum mai luăm ultimele chestii de care mai avem nevoie și după plecăm acasă cu Uber-ul în sfârșit, pentru că aici plouă în continuare și m-am uitat pe vreme și o să fie ploaie în fiecare zi și sper totuși că nu o să fie ploaie în fiecare zi, dar așa scrie. Dar știți cum e vremea de la iPhone, cei care aveți iPhone, că se schimbă în zilnic, deci nu pot să ai încredere în așa ceva. Sper să nu mai plouă. Când ajung acasă o să mă duc la piscină, să vă arăt piscina și o să fac și baie, că o să fie apa caldă. Când au văzut câte bagaje avem, un cărucior cu vârf. Suntem în Uber acum, că ea nu știe să zică nici... N-am vrut să zic cuvântul pentru ca să nu știe omul ăsta despre ce vorbim. Persoană. Oh my god. Aha. Exact. Deci ea nu e o persoană care știe să facă vlog, pentru că nu știe să explice ce se întâmplă. De unde să știe ei, unde suntem noi acum? Și cine e șoferul? Șoferul cu care mergem. Așa. Nu pot să pronunț cuvântul ăla, că începe cu... Să nu știe despre ce vorbim. Am văzut câte bagaje avem. Oameni, s-a așezat frumos în mașină și aș putea să punem bagajele din coș. Plimbă bagajul. Și acum când ajungem, facem debarcarea. Ne mutăm în casă. Thank you.
hashtag, put bottles, make that.